Sunt Dorel Hoza, profesor la Facultatea de Horticultură din București, momentan decanul acestei facultăți. Horticultura se ocupă cu multe lucruri, dintre care am putea aminti pomicultură, viticultură, dendrologie, legumicultură, sistematizarea, organizarea, proiectarea spațiilor verzi, procesarea fructelor, legumelor, a legumelor și a strugurilor. În cadrul facultății găsim trei programe de studiu de licență, vorbind de horticultură, învățământ de zi, cu durată de școlarizare de 4 ani, peisagistică, învățământ de zi cu durată de școlarizare 4 ani și horticultură, învățământ la distanță, cu durată de școlarizare tot de 4 ani. Studenții care frecventează cursurile facultății noastre au două direcții cumva de inserție pe piața muncii. Cei care fac horticultură propriu-zisă merg în special către ferme, fie că sunt în sistem privat sau unități publice, acolo nu mai sunt, către consultanță sau pot să-și desfășoare activități proprii ca mici afaceri ale lor. Cei care lucrează sau absolvă facultatea de horticultură cu specializarea programul peisagistică, ei merg mai mult pe latura dendrofloricolă, pe proiectare, întreținere și amenajare spații verzi. Ei de obicei își găsesc de lucru în domeniul public și mai puțin în mediul privat. Pot și ei sigur să activeze în mici firme sau mai mari firme de amenajare și proiectare spații verzi, dar mulți dintre ei lucrează în domeniul public pe lângă primării, unde pot să gestioneze aspectele și de proiectare de spații verzi, dar și aspectele de mediu, care sunt, știu eu, în atribuția primăriilor. Sigur, structura planului de învățământ cuprinde mai multe discipline. În cadrul fiecărei discipline avem o parte de curs, o parte de aplicații practice. Partea de curs se face în anfiteatru cu toți studenții, iar partea de aplicații se face separat, la nivel de grupe, subgrupe uneori, cu desfășurarea acestor activități în ateliere când vorbim de proiectare pentru peisagistică sau în câmpurile didactice când vorbim de partea de horticultură. Avem o bază materială foarte bună aici în București. Campusul acesta, Universitatea din Herăstrău, are 39 de hectare și cuprinde bază materială pentru toate disciplinele pe care noi le avem în planul de învățământ. Deci avem spații pentru parte teoretică, pentru cursuri, pentru seminarii, dar avem și laboratoare foarte bine dotate și avem și câmpuri, să spunem, atelierele în natură, unde studenții pot să capete deprinderile necesare ca să profeseze ca inginer horticol. Studenții, începând din anul 3, își aleg o temă pe baza căreia își vor desfășura activități de cercetare necesare pentru a finaliza un proiect de diplomă. Proiectul de diplomă este un proiect în parte aplicativ, pe lângă o parte, știu eu, de documentare care e necesară, fac o experiență în funcție de tema pe care o aleg. Ei pot să-și deruleze aceste experiențe parțial în câmp unde fac observații și partea de calitate a fructelor, a legumelor, a produselor horticole în general le pot face acolo. Centrul de cercetare, să spunem, este mai mult vizitat, mai mult solicitat de către studenții masteranzi și studenții doctoranzi care intră un pic în detaliu în ceea ce privește calitatea produselor horticole pe care noi le putem obține. Relația profesor-elev este una apropiată, așa cum spune legea, este un parteneriat, dar de fapt este o relație aproape de amiciție, de prietenie. Foarte, foarte mulți dintre absolvenții noștri păstrează legătura cu universitatea și cer sfaturi, vin să ne spună realizările pe care ei reușesc să le obțină și sigur că ne bucurăm de succesul pe care ei îl obțin în timp. Un student sau un tânăr care vrea să vină la Facultatea de Horticultură ar trebui să vină în primul rând ca să-i placă. Facultatea de Horticultură este prin excelență o facultate tehnică, inginerească, dar este în același timp o facultate care lucrează foarte mult cu plantă, cu viață.
Sunt și momente mai grele, momente mai puțin grele pe parcursul studenției, dar atunci când lucrurile îți plac, treci mai ușor peste ele. Da, facultatea are o serie de parteneriate și cu licee, cu stațiuni, institute de cercetări și chiar cu, avem parteneriate externe cu diferite țări sau reprezentanți, instituții din diferite țări. Avem periodic evenimente specifice horticulturii. În fiecare primăvară avem un eveniment numit Zilele Horticulturii Bucureștene. Facultatea de Horticultură este o facultate frumoasă, este cumva în mijlocul Bucureștiului, avem o bază materială foarte bună, profesori foarte bine pregătiți și profesori care au o relație foarte apropiată cu studenții. Este o facultate care poate să ofere, prin baza materială pe care o are, condiții de pregătire foarte bune pentru toți cei care sunt iubitori de horticultură.